Astăzi, în jurul prânzului, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu au organizat în toate subunitățile din județ un moment de reculegere în memoria sublocotenentului post-mortem Daniel Fripis. Personalul adunat în fața inspectoratului i-a adus un ultim omagiu pompierului constanțean decedat în misiune. Momentul de reculegere a fost urmat de activarea semnalelor de avertizare acustică a autospecialelor din dotare. Daniel Fripis și-a pierdut viața sâmbătă în timpul intervenției pentru stingerea unui incendiu care izbucnise în curtea unei locuințe din municipiul Constanța. Pompierul și-a pierdut viața în urma leziunilor grave suferite la nivelul feței, cauzate de explozia unei butelii GPL. El avea 42 de ani și lucra de 9 ani la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, având funcția de comandant de echipaj și grad de plutonier adjutant. Prin ordin al viceprim-ministrului pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea, plutonierul adjutant Daniel Fripis, care și-a sacrificat viața în timpul misiunii, a fost avansat post-mortem la gradul de sublocotenent.